Epicur din Samos, 341-270 înainte de Hristos, a fost un filozof grec care a propus o teorie etică bazată pe hedonism. El a considerat că scopul vieții umane este acela de a obține fericirea, evitând senzațiile dureroase și căutându-le pe cele plăcute. Viziunea sa asupra plăcerii este departe de pozițiile hedoniste ce susțin că fericirea se regăsește în lux și excese. Dimpotrivă, pentru Epicur, viața cea mai plăcută se găsește în simplitate și în abținerea de la dorințe inutile. În ciuda faptului că filosofia lui Epicur a fost enunțată cu secole în urmă, este încă valabilă și reprezintă o modalitate excelentă de a obține fericirea personală. Să vedem ce este și cum putem aplica această doctrină în viața noastră. Filosofia lui Epicur despre fericire. Epicur și-a fondat școala de filozofie în Atena. A fost denumită grădina și a fost dedicată căutării fericirii prin exercițiul rațiunii. Pentru acest mare gânditor, rațiunea ne spune că plăcerea este bună și durerea este rea. Așadar, plăcerea și durerea sunt măsurile supreme ale binelui și răului. Perspectiva epicureană a fost interpretată greșit ca hedonism nestăpânit, mai degrabă decât lipsa durerii și liniștea sufletească, ataraxie. Acest filozof a fost împotriva exceselor și dorințelor inutile ce provoacă durere. Fericirea conform lui Epicur. Pentru Epicur, fericirea este plăcere și seminătate, o stare în care nu există tulburări sufletești sau durere. În plus, filozoful susține că fericirea este un scop în sine și cel mai mare bine al vieții umane. Epicur a considerat că fericirea este formată din trei factori: liniște, lipsa fricii, absența durerii corporale. Stăpânind acești trei factori, oamenii vor putea experimenta fericirea la cel mai înalt nivel. În ceea ce privește lipsa fricii, Epicur afirmă că există două temeri care ne fac viața nefericită sau dureroasă. Prima are de-a face cu pedeapsa zeilor pentru faptele rele, iar a doua este frica de moarte. Potrivit filozofului, ambele preocupări sunt complet inutile, deoarece se bazează pe ficțiune. Deși pentru Epicur zei există, nu le pasă de treburile umane. Prin urmare, nu trebuie să ne temem de pedepsele lor sau să pierdem timpul cu acte laborioase de închinare. În ceea ce privește moartea, el subliniază că aceasta constă în lipsa de senzație, așa că nu are sens să ne speriem de ceva ce nu vom simți niciodată. Deși Epicur s-a concentrat asupra fricii de zei și morți, putem generaliza concepția sa la anxietatea cu privire la viitor, adică frica de incertitudine. De aceste neliniști trebuie să ne eliberăm pentru a obține fericirea. Filosofia lui Epicur despre fericire implică libertate, plăcerea și durerea. Încercăm să fim fericiți evitând experiențele dureroase și căutând unele plăcute. Totuși, Epicur a susținut că plăcerea pe care ar trebui să o căutăm nu este de niciun fel, ci trebuie doar să evităm suferința corpului, satisfacerea nevoilor de bază și tulburarea sufletească, evitarea fricilor, angoaselor și anxietăților. Alte plăceri, în special excesele și luxul, trebuie evitate, deoarece ajung să ducă la durere. Totuși, trebuie avut în vedere că Epicur a mai spus că nu toate plăcerile ni se potrivesc și că nu toată durerea trebuie respinsă. În acest sens, filozoful propovăduiește un hedonism al viitorului. Uneori, nu merită să ne riscăm viitorul pentru o plăcere de moment. Pe termen lung, ne poate provoca o suferință mai mare. La fel, trebuie să acceptăm unele dureri, atât timp cât ele garantează un viitor fericit. Prin urmare, trebuie să știm să alegem și să judecăm. Toată plăcerea este un bine, deși nu toată plăcerea trebuie aleasă. De asemenea, toată durerea este un rău, dar nu toată durerea este întotdeauna de evitat. Acestea fiind spuse, cel care știe să calculeze ce activități îi oferă cea mai mare plăcere și cea mai mică durere, își organizează viața în jurul celor mai intense și durabile plăceri și le distribuie inteligent. Acest om este considerat înțelept și virtuos. Tipuri de dorințe și plăceri. În acest moment, este vital să ne întrebăm care sunt acele dorințe pe care trebuie să le satisfacem. Pentru a ne ghida, filozoful a enumerat trei tipuri de dorințe: dorințe naturale și necesare, acestea includ nevoi de supraviețuire de bază. Cum ar fi hrana și adăpostul? Sunt cele mai ușor de satisfăcut și nu pot fi îndepărtate. Prin urmare, ar trebui să devină o prioritate dorințe naturale și inutile. Acestea se referă la aspirația la lucruri inutile, precum mâncărurile gurmet sau deținerea de articole de lux. Acestea sunt greu de satisfăcut, așa că tind să genereze durere și disconfort. Epicur presupune că idealul este să le reducem la minim sau să le eliminăm. Dorințe zadarnice includ aspecte precum statutul, bogăția, faima sau puterea. Lipsa limitelor acestor aspirații înseamnă că nu sunt niciodată pe deplin satisfăcute. Prin urmare, ne condamnă la nemulțumire și nefericire. La rândul său, Epicur face o distinție între două tipuri de plăceri: plăcerile în mișcare. Ele implică a fi activ în procesul de satisfacere a unei dorințe. De exemplu, să mâncăm atunci când ne este foame, plăceri statice, este experiența care durează odată ce dorința este satisfăcută. De exemplu, senzația de sațietate după masă, valoarea prieteniei. În cele din urmă, epicureismul pune accent pe prietenie ca fiind unul dintre cele mai mari mijloace de a obține plăcerea și, prin urmare, fericirea. În acest caz, legătura cu prietenii oferă un sentiment de securitate, în timp ce deconectarea duce la izolare, disperare și susceptibilitate crescută la pericol.
Filosofia lui Epicur despre fericire. Cum să aplicăm epicureismul în viața noastră? Pentru Epicur, fericirea se obține prin pierderea fricii de Dumnezeu și moarte și acceptarea că este ușor să dobândim lucruri bune în viață și să le îndurăm pe cele groaznice. Durerea nu este complet inevitabilă, dar poate fi îndurată. De fapt, Epicur susține că este posibil să experimentăm fericirea în timp ce avem dureri emoționale sau fizice. Pentru a face acest lucru, trebuie să ne concentrăm pe cultivarea unei vieți simple. Bucurați-vă de lucrurile mărunte din viață, exersați recunoștința și vedeți aspectele pozitive în situațiile negative. Mindfulness și meditația sunt aliați excelenți.